Bună dimineața, bine v-am găsit, Daniela Simulescu aici, iată că a venit această zi de 24 iulie. Cumva astăzi și mâine suntem sub influența a două aspecte importante. În primul și în primul rând, iată, Mercur din Leu face un careu cu Uranus și Mercur face și o conjuncție cu Lilith. Să nu uităm că ieri Venus a început retrogradarea și că Soarele a intrat în Leu. Să trecem la previziuni. Berbec sau cei cu ascendentul în berbec, bineînțeles ce e prea mult strică și tu va trebui să ai grijă la excesul de zel, dintr-o încredere oarbă care este sănătoasă din când în când, dar trebuie să nu o duci la o extremă. Da? Deci ai grijă unde exagerezi astăzi. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, bineînțeles unele replici ale familiei te vor pune pe jar, dar trebuie să-ți dai seama dacă nu cumva le exagerezi, nu cumva deja le înflorești mai mult decât este cazul. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. E bine, Mercur, guvernatorul tău, într-un careu cu Uranus, îți vin niște idei, îți vin niște, cumva intuiția îți dictează ceva, dar îți va fi foarte greu să pui în cuvinte astfel încât ceilalți să te creadă astăzi. Trebuie doar să ai răbdare. Trecem acum la Rac sau cei cu ascendentul în Rac. E bine, cuvintele costă și trebuie să ai mare grijă să nu te coste din cauza celorlalți, da? Din cauza prietenilor, din cauza oamenilor cunoscuților. Trecem acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Astăzi, de exemplu, dacă ai o ședință, va fi greu cu tine, pentru că cu greu te vei liniști, te vei pondera și vei avea accese din acestea de furie, de bucurie, nici tu nu treci de la o stare la alta foarte, foarte ușor. Astăzi, acum vorbești ceva, peste câteva minute vorbești cu totul și cu totul altceva. Trecem acum la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Cumva e ziua în care mai degrabă asculți decât să auzi, este ziua în care ți-aș recomanda să fii foarte atent și la gesturile celorlalți, nu doar la ceea ce îți spun. Trecem la Balanță sau cei cu ascendentul în Balanță. E bine, dragii mei, să nu uităm, Venus ieri și-a început retrogradarea. Și de obicei, în prima fază a retrogradării, câteva zile vă cam supără când ai guvernatoarea voastră. Deci aveți zilele acestea, grijă să evitați deciziile importante. Mai degrabă reluați ce e în trecut și nerezolvat. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Dacă nu sunteți în vacanță și astăzi aveți o discuție cu șeful, să știți că nu va fi nici pe placul lui și nici pe placul vostru. Bineînțeles, vă întoarceți la birou, la voi unde sunteți sau la locul unde stați, pe scaun și vă învinovățiți, vă supărați pe el și toată ziua ruminați. Mai bine vă ocupați de alte activități. Trecem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Nimeni nu-i mai deștept ca voi, după cum vă spuneam și zilele trecute. E nevoia asta de a deține dreptatea absolută, însă ea nu există și trebuie să aveți grijă cum comunicați celorlalți, pentru că, să zicem, un exces de aroganță și de vanitate s-ar putea să vă coste enorm. Trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Ei bine, gândindu-mă așa la toate aspectele perioadei pentru voi, e un moment bun să săpați, să descoperiți, să cercetați, să vă educați, să vă duceți până la rădăcina unei probleme. Deci permiteți-vă timp și resurse pentru asta. Trecem la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Ei bine, nu prea vă puteți baza pe parteneri, să știți. Și culmea nici pe cei care revin în viața voastră. Pentru că una zic, alta fac. Și cumva nici voi nu știți cum să vă faceți planurile. Dar din cauza lor, cumva și voi veți ajunge la fel, să ziceți ceva și, de fapt, gesturile voastre să demonstreze cu totul și totul altceva. Trecem acum la Pești sau cei cu ascendentul în Pești. Discuțiile cu colegii pot produce efecte irreversibile. Adică niște cuvinte nu prea le mai poți retrage și oamenii cu greu uită, cu greu iartă. Atât voi puteți să faceți chestia asta, dar și alții. Așa că aveți grijă astăzi, dați-vă timp înainte de a face declarații mai puternice. Să vă priască recomandările și să ne auzim cu bine mâine!